Bună și bine v-am regăsit! Am revenit cu un nou clip care va fi dedicat cele mai recente comenzi de pe Style, pe care voi și anunțasem de altfel, vă spusesem că mi-am făcut curaj să comand din nou niște articole vestimentare care nu mă mulțumesc așa 100%, adică nu sunt 100% ceea ce păreau a fi în poză, dar nu sunt chestii rele, doar că sunt ușor diferite față de ceea ce ar fi trebuit să fie, cel puțin conform imaginii pe care o văzusem pe site. Și voi începe prin a face referire la bluza de pe mine, pe care tot din această comandă o am. O bluză decent, așa ca aspect, aș putea spune, dar, spre exemplu, mult mai transparentă decât m-am așteptat. Adică materialul este destul de subțire și am crezut că voi fi cumva mai bine acoperită, dar nu e cazul neapărat. Aș și prefer să fie un material un pic mai gros, chiar dacă așa ca aspect ea este drăguță și cred că va da foarte bine mai spre toamnă, când o voi putea combina cu un sacou, cu un plover, adică ideea aceasta de a evidenția partea aceasta din zona pieptului și a gâtului, care are un aspect simpatic, dar mi-ar fi plăcut să fie un material mai bine țesut, ca să zic așa, adică să nu fi fost transparent. Următorul articol de pe listă este această rochie, pe care am luat-o mai mult datorită gulerului sau, mă rog, zonei între aceasta, că n-are neapărat un guler, dar manierei în care este decupată în zona gâtului, de fapt, care este așa un fel de inimioară, să zicem, dar trebuie să recunosc că mi-ar plăcut ca zona să fie un pic mai mult decoltată pentru a evidenția mai bine această tăietură, care, repet, îmi place, dar o consider un pic prea în gât. Deci nu sunt eu adepta lucrurilor foarte decoltate, dar cred că aici și ca urmare a croielii pe care și-a propus o aibă, ar fi putut să fie un pic mai jos pusă. Din punct de vedere al lungimii, rochia pe site părea a fi ceva mai lungă și la asta m-am așteptat și eu, deși până la urmă este decent, adică este o rochie midi, mânecile sunt așa mai romantice, le-aș zice eu. Materialul este unul decent, rochia cred că dacă o voi combina, spre exemplu, cu o centură, nu cu acest șnuruleț al ei, va arăta mult mai bine și va părea mai elegantă. O voi purta, dar nu este așa genul de rochie de care să mă îndrăgostesc și pe care să consider că o voi purta de 11.000 de ori. S-ar putea să fie genul de rochie pe care o voi purta o dată, iar după aceea o voi uita undeva prin dulap. În ceea ce privește această rochie pe care urmează să vă arăt, nici măcar nu știu dacă o voi purta vreodată, pentru că ea, așa, la o primă vedere și la material, ar putea fi o roche purtabilă, dar ceea ce o face să nu fie, odată este că părea mult mai lungă în poze, adică aproape mă ducea cuvântul spre o roche efectiv lungă, nu midi, dar partea greșită a ei, sau mă rog, care mă nemulțumește total, este talia, să zicem, care, cel puțin mie, nu știu dacă pentru că sunt eu mai înaltă, îmi vine destul de sus, adică atât de sus încât mi se pare că lasă impresia că mi este mică, nu știu dacă de fapt ăsta este adevărul, dar nu-mi place, mi-ar plăcut ca elasticul acesta să vină undeva mai în zona taliei pentru a evidenția până la urmă această parte și pentru a apărea mai decent, nu știu cum să zic, așa nu mă mulțumește cum îmi vine. Și încă o dată, da, părea din poze o roche maxi, adică eu o vedeam pe genul ceva de plimbare, de malumări, chiar dacă culoarea, să zicem, că nu e neapărat de acolo, dar bla, s-a măsuse cu gândul. Altfel, materialul este bun, îmi place faptul că are și dublură, nu se întâmplă foarte des la rochile acestea de pe YesStyle să aibă, de data aceasta are, adică ar fi putut fi. Nu știu, poate că în cazul unei persoane de înălțime mai mică, s-ar putea să vină bine, dar ceea ce s-ar putea să dezavantajeze acolo este lungimea, care va fi ceva incert, adică mie îmi vine undeva sub genunchi, dar probabil că pe o persoană mai mică de înălțime, genul acesta de lungime nu este fix ceea ce ar avantaja-o. Cea de-a treia rochie, care de asemenea trebuie să fie o rochie lungă, cel puțin așa îmi lăsase impresia din poze, este aceasta, care îmi place mult și materialul este ok și ea per total este ok, adică până la urmă și lungimea mă mulțumește vizual vorbind, dar nu mă mulțumește ca urmare a așteptărilor pe care le-am avut
pentru că în poză părea că e vorba despre altceva. De asemenea, mi s-a părut o roche de vacanță, să zicem, ori ea este mai degrabă așa, o chestie de zi cu zi. Cred că aproape o poți duce în zona de office, dacă îi pui o centură mai drăguță în talie și dai niște pantofi corespunzători, cred că o poți duce în zona aceasta. Îmi place că are buzunare, dar nu-mi place că nu corespunde cu poza și cu ceea ce îmi lăsase impresia că va fi. Cam astea sunt cele patru articole pe care am riscat să le cumpăr de această dată. Dacă nu aș avea pozele lor de pe site ca punct de referință, probabil că m-ar fi mulțumit 90%. Dar pentru că pozele de pe site mi-au lăsat impresia că voi primi niște produse pe care efectiv le dusem într-o altă zonă ca manieră de purtare, nu știu, nu mă mulțumește 100% și mă face să-mi reamintesc că în general la comenzile cu haine de pe style termin prin a spune este ultima oară când mai comand. Însă sunt convinsă că vor mai exista dăți și în viitor în care voi ceda, pentru că așa sunt eu și pentru că mă las ușor influențată de pozele de pe site. Dar să știți că n-am uitat într-un totul scopul pentru care eu utilizez YesStyle, și anume acela de a-mi lua produse de îngrijire. De data aceasta unde am cedat a fost odată la un ulei de curățare a feței de la Softimo sau ceva, nu știu exact cum se pronunță brandul, dar uleiul în sine este foarte, foarte fain. L-am și luat la un preț bun, era la ofertă ceva, nu mai știu, cred că am dat 11 euro pe el, parcă, sau dolari, mă rog, pe YesStyle e cu dolari. Îmi place foarte mult, curăță foarte bine, nu este atât de lejer precum era acela pe care vi l-am arătat într-un clip anterior, care nu mai știu de la ce brand era, The Face Shop, parcă, se numea brandul ăla și vă spusesem eu că era foarte lejer, era așa un ulei foarte apos. Ăsta nu, ăsta este un pic mai uleios, dar se îndepărtează foarte rapid de pe piele, foarte rapid, însemnând cu un gel de curățare, pentru că uleiul doar dizolvă machiajul, nu curăță integral fața și atunci trebuie să vii cu un gel de curățare după el. Însă îmi place foarte mult și în momentul de față nu știu dacă nu cumva este așa cam în top 3, este sigur, nu știu dacă este pe primul loc, l-am folosit de prea puține ori ca să îndrăznesc totuși să-l pun pe primul loc, dar îmi place foarte mult și mă bucur că l-am luat, are un gramaj destul de mare, numai și parcă 230 chiar, și pentru prețul pe care l-a avut, mi se pare că chiar este ceea ce trebuie. Iar un alt produs pe care l-am luat și pe care vi l-am arătat și pe Instagram, pentru că m-a impresionat prin ambalajul pe care l-a avut, a venit într-o cutie așa foarte simpatică, cu broșuri, cu informații, cu mostre din restul produselor din gama cu propolis, este acesta de la By Wish Trend. Este un ser cu propolis, dar care are și o serie de alte ingrediente cu rol hidratant, calmant, are o textură foarte faină și propolisul în general are și această acțiune antibacteriană, de unde ar trebui să fie de folos și în ceea ce înseamnă acnea. Evident, vorbim despre o acnea așa decentă, moderată, cum e în cazul meu, că mai mi-apar coșuri pe aici pe acolo. Tind să cred că dacă vorbim despre un ten cu tendința acneică, este util de avut în rutină. Ca acțiune e cumva prea devreme să vorbesc, deși cred că l-am folosit de 7-8 ori până acum, dar ca textură, ca experiență așa de aplicare, îmi place foarte mult. Are o textură ușor vâscoasă, dar se absorbe rapid în piele și rămâne așa doar un ten foarte catifelat, mătăsos cumva. Nu are ingrediente de-astea care deranjează, adică parfum, alcool, uleiuri esențiale, îmi place foarte mult și tot ce îmi pare rău e că nu mai este disponibil în această cutie în care a venit el cu această experiență pe care ți-o oferea, ci doar serul în sine. Dar m-au convins produsele pe care le-am primit ca mostre. Mă rog, esența poate că n-aș cumpăra-o pentru că el mai are o esență, că mă gândesc că dacă am serul nu mai trebuie și esența. Dar în ceea ce privește crema, trebuie să spun că nu exclud varianta de a mi-o cumpăra, pentru că mi-a plăcut mult. Avea o textură lejeră și în același timp hidratantă, iar acțiunea sa, ca urmare a ingredientelor pe care le are, cred că este ceea ce mi-ar mai putea trebui în colecția mea de creme. Da, cam asta este tot. Cam acestea sunt lucrurile care m-au făcut să cedez la ultima comandă. În acest moment trebuie să recunosc că deja am altă comandă care este la un pas de a fi dată, adică am niște produse în coș care mi-au atras atenția și în privința cărora doar o chestiune de zile mă mai desparte, adică știu că până la urmă oricum le voi comanda, dar mai aștept
nu știu ce mai aștept, dar mai aștept puțin. Și știți că am și un cod promoțional care vă poate oferi o reducere de până la 5% la orice valoare a comenzii și indiferent de ce alte coduri și promoții mai beneficiați. Cam asta este tot. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit. Pe curând. Pa, pa!